Franța, sunt convins. Asta e nebunită. Da, da, bună dimineața. Bună dimineața. Păi eu am crescut cu limba franceză. În primul rând că făcând balet, arabesc, plié, degajé, bla 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 cu Debussy, plus că am fost îndrăgostită oarecum de un francez. Cine un francez? Când eram... Ce înseamnă îndrăgostită oarecum? Flavia, ce păi atâta cât poți fi îndrăgostită la 14 ani când am vizitat pentru prima oară Parisul. Ai fost la schimb de, schimb da, de da, familie, da. Schimb de mame? Da, a fost prima... prima țară pe care am vizitat a fost Franța, am fost în Paris la diverse concursuri, în fine, la operă. La... Stai, stai să ne înțelegi. Ai fost la operă? La Garnier, da. Ai și dansat? Am dansat, dar nu la operă. A dansat am pe spate. Hai mă, că e interesantă face... povestea. Deci eu ce zic? Deci ai stat cu... la ei acasă? Da, da, da. Am făcut un schimb. El a venit aici, în București. În ce cartier l-ai cazat? În Berceni. Nu, stai, stai, stai. Am de so. Te-a fix în Paris, adică... Berceni. Deci, imediat, imediat. Da. El în Paris... Stai mă, tu... să explicăm celor tineri. Pe vremurile noastre, nu se mai practică asta acum că este... ceva cu politică, corect de incorrect, fel. Da. Așa. Se făceau un fel de schimburi de copii. Da. Între țări, imediat da. În anii 90, veneau francezi în coa, spanioli în cazul colegului Oprișan, și ai noștri își trimiteau copii acolo. O da. Săptămână, două, o lună, care cât îi uita, care cât îi lăsa. Dar numai bine, că... la noi a fost mai mult între școli de artă. Ca din păcate trebuia da? Să te și întorci. Da. Din păcate trebuia că să te și întorci. El era pianist atunci, nu mai e. A, deci acum e doar usurat. Un ochelariș cu deștelungi. Ce place de ea că nici nu stocărește foștii iubiți. Da, 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 tu mai știi dar n-a fost iubiți, a fost așa o dragoste a, la Romeo infantilă. Și Julita. Da, 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 Julita, tot așa. Deci el stătea în Paris, la casă sau la bloc? La dita mai viloiu. Așa. De ce stătea în ce arrondissement? Nu mai țin minte, dar pe lângă ce? Pe lângă ceva în centru stătea omul. Orice, deci acolo la bunicul la tău. Acolo l-a dus în Berceni. Cu 7-6 le-am dus. Hai să stai că a căzut râmele astea să le mai potrivești. Stai, Răzvan, te rog, 4 camere și chiar 2 băi. Adică mâncar atât, dar l-am dus cu 330, da, da, cu 7-6. Într-o baie recunoaște că într-o baie erau numai găleți, mopuri. Da, păi nu, baia mică nu e funcțională. Dar l-am fost niciodată în vreun apartament baia mică funcțională, era un depozit. La de ce stai și la tine, nu? La parter, deci avea un view. Era exact lângă de Jardou. Venea și mirosul ăla, un prieton. Aveați ghenă la bloc? Era în spate. Nu era chiar ghenă, dar nu se poate numi. Când veneau băieții cu gunoi, el ce a zis? Mă rog, era... Dai! Ideea era că eu schimbam 3 mijloace de transport până la școală. Și ce, luai cu tine? Și, păi cum, venea să simtă cum trăiesc eu. Păi și tu l-ai mințit că stai central, dar școala este la periferie. Băi, unde am făcut școala ăștia? Noi am scris că noi locuim cu toți în București. Adică, da. Totuși e București, mă rog. Da. Și s-a speriat când de dimineață ne-am trezit și mai întâi am luat 7-6-le două stații. După aceea am alergat, că nu prindeam 313 7 stații. Alergam în pianistă, la era un ochelarist de avea și pianul în spate, îmi trăgea greu. După care mergeam un pic pe jos și luam tramvaiul 32, o stație. După care mai mergeam un pic jos și în sfârșit ajungeam la școală. A doua zi? Ce-o fi povestită la acasă? Da, a zis că a făcut să se mai întoarcă, nu s-a mai întors. Nici pagina de Facebook nu și-a făcut nici până azi. Cred că ai auzit asta destul de des. Dar outcome-ul este că pentru că mie atunci nu-mi plăcea de el, știi? Mi se părea dubios, francez, nu știu, mi se părea așa prea fin. După care a trecut un an și pentru Berceni tot era la fine. După care după un an m-am dus eu la ei în Paris, când am văzut, atunci mi-am dat seama, Doamne, deci nu pot să cred. A fost întâi a venit el și după aia a venit ca să nu fie șocul puternic. Mă gândeam ce poate să fie rău, pe bune, adică alții stau mai rău, știi? Ei, și când am ajuns și am văzut, ta mai vila. Era, oh my god, nu pot să cred. Mă rog, dar am mâncat bine, că mai mea gătea bine. Nu l-ai dus și tu la Big, la etajul 1? Dar am mâncat, mă, am mâncat sărmăluțe, mă, o ligură. Gata, am înțeles. Stai, ce am vrut să zic? Stai, mă, ce am vrut, altceva am vrut să zic. Altceva am vrut să zic, pentru asta îi mulțumesc. Bine, acum s-a șters din memorie, că totuși au trecut mulți ani, dar așa am învățat eu franceză, pentru că îmi plăcea foarte mult de el. Și... Da, după ce ai văzut viloiul, nu? Da, exact. Băi, ce să zic, ajută, asta e, adevăr. Și corespondam prin scrisori până când el s-a îndrăgostit de prietena mea.
Ce? Cum? Până când el s-a îndrăgostit de prietena mea și atunci lucrurile s-au întâmplat. Ce om. Ea are pagină, mă, de Facebook să-l găsim. Ce boem. Dar, ca să vedeți, după ani și ani, mă rog, mi-a scris niște lucruri, iar eu nu i-am răspuns de Și acum plânge în pumne la. Doamnelor, domnilor, ați urmărit. Baletista aia de m-a ținut în patru camere cu două băi, dintre care una funcțională în Berceni. Mai François, dacă te uiți la noi acum. Două fete și un băiat înghesuiți în casa. Ne-a dat conflict. Adică mi-a dat conflictul. Bună dimineața, arătă-i pe colegii mei să vorbiți, se pare. Bună, că e vorba de Franța. Te leagă ceva de Franța? De Franța, da, sigur că da. Am făcut franceză la școală. Da. Ce-i drept, am cam uitat. Aveam o profesoară de franceză. Era campania din Rusia și trebuia să știe un pic de franceză. Da. La Napoleon, campania din Rusia. Am terminat. Se treceau pe aici. Plus că trei sferturi din ce gătim noi e inspirat din bucătăria franceză. Da. Absolut, inclusiv rețeta mea de astăzi, amur de frumoasă. Și încă o informație, Napoleon a fost leu ca noi. Evident. Asta da. E bună, da. Fără informația asta nu puteam începe ziua. Auzi, dar dacă venea francezul la cu și vedea Piața Sudului, termina pasajul? S-a terminat pasajul? Nu s-a terminat. S-a deschis acolo. Nu s-a terminat?